Bună și bine te-am găsit la 24 din 7, energie feminină cu Bianca Ion. Eu sunt Bianca Ion, în cazul în care nu mă cunoști, și mă ocup cu feminitatea, cu psihologia, cu copywriting-ul și cu spiritualitatea. Iar astăzi am ales să vorbesc despre feminitate, despre cum putem să ne conectăm cu corpurile noastre. Bărbații gândesc rațional, iar noi femeile emoțional. Și tocmai de aceea trebuie să avem grijă la ce sentimente, emoții, la aceste sentimente, să fim prietenoase cu ele, cu sentimentele, cu emoțiile, să le găsim un loc și lor acolo. Pentru că de multe ori noi avem emoții, sentimente legate de tot felul de lucruri. Avem frici, avem anxietăți, avem gelozii, avem ură, avem rușine, invidie, vinovăție, mă rog, toate emoțiile normal că le experimentăm și noi și bărbații la fel, numai că ei la un nivel mai scăzut. Și atunci, noi dacă avem toate aceste stări, poate chiar într-o singură zi, cum putem să ne conectăm și cu acele sentimente? Noi putem să ne conectăm cu acele sentimente doar acceptându-le. În momentul în care ești la o întâlnire cu prietenul tău, să spun așa, și aveți un moment fericit, aveți ceva... Nu știu, aveți un moment fericit, normal. Vă sunteți la o întâlnire și apare ceva în peisaj. Că este vorba de gelozie, că este vorba de ură, că este vorba de nervi, de rușine, de tot felul de lucruri din aceste, din vinovăție. Ce poți să faci în acel moment ca să te conectezi cu tine? Pentru că noi de multe ori le negăm. Negăm că simțim anumite lucruri, când de fapt este total normal să le simți. Pentru că ele există, deci e normal să apară și la noi. De fiecare dată, gândește-te când ai trecut de la bucurie la totală tristețe și ai respins acel sentiment. Nu l-ai vrut. Te-ai panicat în primul rând că l-ai și apoi nu știi ce să faci cu el. Pe când dacă strige la o stare de fericire, la o stare de, nu știu, gelozie, corpul tău deja începe să... Inima ta începe să bată mai tare, stomacul e așa foarte... Ai o grămadă de emoții, simți foarte mulți nervi, totul este mult, mult, mult mai accentuat în corpul tău. Pentru că de multe ori nu lași să treacă aceste sentimente, nu lași să treacă aceste emoții prin corpul tău, pentru că le respingi, pentru că le vrei doar pe cele bune, pe cele pozitive. Este normal, doar că și acestea există și nu există bune și negative, practic. Există doar emoții și doar sentimente și este normal ca la un eveniment să simți, la un eveniment, să spun eu, mai neplăcut, să simți acele emoții, dar trebuie să le lași. Corpul tău se va simți bine. Tu te împrietenești cu anumite emoții, te împrietenești cu anumite sentimente și atunci ție nu o să-ți mai fie frică de ele. Dacă tu îl iubești și să accepți corpul cu anumite sentimente, cu anumite trăiri, toată lumea din jur te va accepta și te va iubi cu acele sentimente și cu acele trăiri, pentru că tu asta emani, da, mi-e frică, da, sunt geloasă, da, sunt nervoasă, da, mă simt vinovată, dar eu accept lucrurile astea la mine. Și atunci o să emani chestia asta, o să emani această libertate de a simți și de a trăi în felul tău. Ca să recapitulăm un pic acest mic episod, de fiecare dată când vei simți o ușoară invidie, o ușoară gelozie, o ușoară, să zic eu, o agitare un pic în corpul tău, simte. Împrietenește-te cu el. Așa te poți întoarce în corpul tău, poți să te conectezi cu corpul tău, cu sentimentele tale. Așa te poți întoarce, așa poți să fii prieten al lui și nu știu, un inamic sau ceva de genul. Da? Deci, de fiecare dată când simțim aceste sentimente, le acceptăm. Cum le acceptăm? Le simțim. Și dacă treci prin ele, o dată, de două, de două, de trei ori, de patru ori, viața asta ai timp, nu o să-ți mai fie frică de ele, pentru că tu ai trecut deja prin ele. Ce poate să se întâmple? Cam acesta a fost episodul de astăzi.
Sper că ți-a plăcut. Ne vedem data viitoare. Eu sunt Bianca Ion. Dacă ți-a plăcut, dă un like și un subscribe și ne vedem data viitoare.